Salut! Astăzi o să fac un nou vlog. O să vă povestesc pe parcurs la mai multe episoade despre viața mea, despre cum diavolul, înțelegi, a fost implicat în viața mea foarte, foarte, foarte mult, cum mi-a întins o grămadă de ispite, capcane și tot felul de plăceri, înțelegi, care aproape erau de nerefuzat într-un sens, nu femei, lucruri foarte practice, dorințe ale inimii. Și o să povestesc chiar de când aveam 8 ani. De când aveam 8 ani am fost pradă unui lucru foarte, foarte grav, ca să zic așa, și de acolo a fost pentru prima oară când diavolul și-a lăsat prima sămânță. Dar o să vă povestesc pe parcurs până, zic eu așa, în 10-20 de episoade, de câte 10-15 minute, ca să nu vă plictisesc. E absolut că o să fie cu sufletul la gură, din cauza că e detaliu după detaliu, nu e ceva plictisitor. Nu o să povestesc doar lucrurile esențiale. Să vedeți cum diavolul lucrează în fiecare dintre noi și are acces total, mai ales când noi nu ne împotrivim, care nu niciun fel. Și asta o să urmeze și dacă te uiți chiar acum, abonează-te la canal pentru că o să afli lucruri care sper să te ajute, sper să le ții minte, sper să nu le faci niciodată, sper să nu te bagi niciodată în ele. Dar cel mai bine e să stai aproape de canalul ăsta și o să vezi lucruri care o să te ajute cu adevărat. Cu adevărat în sensul adevărat, din cauza că noi suntem și ființe spirituale, nu numai fizice. Și atunci o să vedeți cum să demonstrezi lucrul ăsta. Ok, mulțumesc că ai stat până la sfârșit. Nu uita să te abonezi și dacă ai întrebări, lasă-le în comentarii și o să răspund la ele cu mare drag. Mulțumesc că m-ai ascultat.